Vineri noaptea, salvamontiștii sibieni au recuperat de pe munte două turiste din Germania. Acestea au fost găsite în hipotermie după ce au pierdut marcajul și au anunțat evenimentul pe numărul de urgență 112. Turistele de 19 și 20 de ani au plecat vineri seara de la cabana Bărcaciu spre lacul Avrig. La întoarcere s-a lăsat ceața, iar turistele au pierdut traseul. Patru salvamontiști au plecat în căutarea lor și le-au găsit aproape de lacul Avrig, în hipotermie pentru că nu aveau o ținută adecvată pentru munte. Spre dimineață au ajuns cu bine la cabana Bărcaciu.